foarte scurtă. Mă numesc Florian Banu și nu am avut plăcerea să mă număr printre doctoranzii domnului profesor Buzatu. Nu l-am cunoscut nici foarte multă vreme. L-am cunoscut personal doar cu 10 ani înainte de a pleca dintre noi, exact în vremea când era vicepreședinte al Senatului. Și probabil că, deși în acest interval m-am convins de toate aceste calități care au fost evocate de antevorbitori, generozitate, altruism, putere de muncă, dăruire, patriotism, probabil spun că n-aș mai fi intervenit. Dacă soarta nu ar fi făcut să fiu la curent cu un proiect, probabil necunoscut nici chiar colaboratorilor apropiați ai domniei sale, și de aceea am zis să vi-l aduc și dumneavoastră la cunoștință, pentru că domnul profesor nu a apucat să-l finalizeze. Cu câteva luni înainte de a se stinge din viață, purtam o discuție cu domnul profesor în legătură cu Institutul Adexenofol din Iași, Institutul de Drag, unde a activat zeci de ani. Și de la institut și situația grea în care se afla la vremea respectivă, discuția a unecat către Adexenopă. În acest context, i-am pomenit de situația în care se află mormântul marelui istoric. Domnul profesor Buzatu a rămas foarte surprins când a aflat că, practic, mormântul avea să mai cunoaște și este într-o stare jadnică. M-a întrebat dacă pot să-i trimit niște fotografii. Am mers în cimitirul Belu, am fotografiat mormântul, i l-am trimis pe e-mail, urmând ca dumnealui să mobilizeze, într-un fel, breasla istoricilor sau autorității, sau nu știu exact la ce pârghii se gândea să pună în mișcare, pentru a schimba ceva din această situație nemeritată a lui Adexenopol. Din păcate, exact în perioada când avea loc schimbul acesta de mesaje electronice dintre mine și domnia sa, a venit și vestea stingerii din viață. Astfel încât nu știu în ce măsură domnul profesor a mai apucat să inițieze, să demareze vreo acțiune în acest sens. Mă gândeam cu această ocazie să vă aduc la cunoștință și domnilor voastre proiectul pe care îl gândea în generozitatea și în spiritul său de acțiune profesorul Buzatu, și nu ne rămâne decât să sperăm că mormântul domniei sale va avea o soartă mai bună. Vă mulțumesc!